Salutare tuturor și bine ați venit, eu sunt David, iar în acest clip vă prezint o super mașină de șlefuit pereți de la Total și când zic super, chiar este super, o să vedeți în minutele următoare de ce. Modelul este TDWS7501, o mașină foarte interesantă, după cum am zis deja, chiar super, o să vedeți. Așa arată, o mașină destul de simplă, o mașină de mână, fără acel prelungitor care să ne ajute să ajungem la înălțime, nu este foarte grea, se poate utiliza cu o singură mână și are un aspect foarte, foarte important. De fapt, are mai multe aspecte importante, să zic așa. Principalul ar fi că nu avem nevoie de un aspirator. Știți că mașinile de șlefuit pereți fac foarte, foarte mult praf de obicei. Această mașină este dotată cu un sistem activ de extracție al prafului, deci practic are un aspirator integrat în setul de livrare pe lângă această mașină. O să primim, bineînțeles, manual de utilizare, lângă care o să găsim și două perii colectoare pentru schimb. O să vorbim imediat mai multe despre el. Și tot în set o să găsim acest furtun destul de mare și cu un sac care se ia pe umăr. Și în acest mod putem să lucrăm cu mașina de șlefuit pereți fără a avea nevoie de un aspirator. O să vedeți și la teste, nu face absolut deloc praf. Așa arată mașina, după cum o vedeți, destul de interesantă, mânerul într-o poziție foarte comodă chiar aici, cu elemente siliconate pentru confort. Butonul de pornire este unul simplu, nu are variator de turație în buton, are un variator de turație separat, iar un lucru de asemenea foarte important este faptul că are un soft start și un soft start de durată, să spun așa. Până ajunge la turația maximă trec vreo 2 secunde, astfel încât putem să punem mașina pe perete fără să deteriorăm peretele, fără să ne facă gaură în perete și așa mai departe. Variatorul de turație se află chiar aici, iar turațiile disponibile pleacă de la 1500 și se duc până la 2700 de rotații pe minut. Talerul este unul destul de mare, 180 de mm, după cum vedeți, foarte, foarte aproape de această margine. Distanța este foarte mică față de protecția de plastic, deși aici avem câteva elemente care nu permit acestui plastic să zgârie peretele pe care tocmai l-am șlefuit. Distanța foarte mică pentru că mașina practic se lipește de perete. Talerul acesta, după cum vedeți, eu pot să-l apăs cu mâna și el o să culiseze puțin în jos, astfel încât să se sigileze destul de bine pe perete și aspiratorul incorporat să-și facă treaba foarte, foarte bine. Cred că acesta este și marele secret, să spun așa. În momentul în care o lipim de perete, talerul se apasă, această protecție de plastic glisează pe perete și mașina își face treaba foarte bine. Un alt aspect de asemenea esențial, aș putea zice, este faptul că mașina este dotată cu un LED de 10W de jur împrejur, care luminează toată zona de jur împrejur și astfel o să putem vedea foarte bine toate impuritățile lăsate în urmă sau unde trebuie să șlefuim mai mult și așa mai departe. Este dotată și cu un mâner secundar care se poate monta pe partea stângă sau pe partea dreaptă în funcție de preferință sau puteți, bineînțeles, să nu-l montați deloc. Nu este foarte grea, se poate utiliza cu ușurință și cu o mână, dar cel mai probabil la tavan, dacă stăm pe scară, va trebui să ținem cu două mâini de ea sau poate chiar și cu o mână, dar o să obosească o singură mână ținând-o foarte mult timp la tavan și atunci un asemenea mâner este foarte binevenit. V-am arătat la începutul acestui videoclip că vine în set cu două perii colectoare. Acestea se pot monta foarte, foarte ușor, având un acces rapid către periile colectoare. După cum vedeți, primul acces aici, iar al doilea chiar aici în partea din spate. Introducem o șurubelniță dreaptă și astfel putem să ne schimbăm singur periile colectoare la această mașină, fără a fi nevoie să o trimitem în service. În partea din spate, chiar aici pe mâner, se află butonul ce pornește și oprește LED-ul. Evacuarea este de 38 de mm, se potrivește foarte simplu pe furtunul cu care vine în set, pur și simplu introducem furtunul aici și el clipsează foarte bine. O mufă de conectare universală, aș putea zice, majoritatea aspiratoarelor pentru șantier au această mufă de 38 de mm și se pot conecta foarte ușor aici. După cum vedeți, chiar aici pe coadă avem și un imbus ce ne ajută să desfacem talerul și să-l schimbăm la nevoie dacă o să fie nevoie de așa ceva și bineînțeles cablul de alimentare cu o lungime de 3 metri. O să vă arăt puțin mai de aproape și acest sac. Sacul este unul destul de simplu, dar cu o capacitate destul de mare. Un lucru foarte important aici este faptul că nu este sac de unică folosință, îl putem refolosi ori de câte ori este nevoie. Pe aici are evacuarea. Sistemul clasic, exact ca la un aspirator de casă, să spun așa. În interior se vede că este destul de mult praf, cum am șlefuit eu acest blat în testele pe care o să le vedeți. Am testat-o pe lemn pentru că nu am avut acces
la un perete neapărat în acest moment ca să-i fac testul direct pe un perete, dar vă puteți da seama de performanțele mașinii după testul pe care o să-l vedeți. Aici avem o bretea care se lungește, se face mai lungă în funcție de cât avem nevoie și astfel putem să luăm acest sac chiar în spate. Furtunul este suficient de lung încât să nu ne încurce chiar dacă, vedeți, stau cu mâna întinsă la maxim, sacul poate să stea în spate fără să trag de sac, fără să mă incomodeze acest furtun, care de asemenea, după cum vedeți, este și el destul de flexibil, nu o să se rupă dacă îl îndoim de mai multe ori. Motorul cu care este dotată această mașină de șlefuit are o putere de 750W, suficient, a zice eu, pentru majoritatea aplicațiilor unde o să folosim această mașină. În continuare, vă las să urmăriți testele pe care le-am făcut cu ea, să vedeți și voi cum se descurcă la treabă. Mai multe informații, dar și specificații tehnice legate de această mașină o să găsiți în descrierea produsului de pe site, dar bineînțeles și în manualul de utilizare pe care o să-l primiți în pachetul de livrare alături de mașină. Eu sunt David și până data viitoare, vă salut!